Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Dihădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi cum se cuvine pe oaspeți la masă și pentru a le servi la cină o porție mare de întrebări cu mult bun gust. Invitata noastră din această seară este o tânără cubaneză care trăiește în România de multă vreme. A venit în România în urmă cu mulți ani împreună cu tatăl ei, diplomat de profesie, a plecat acasă în Havana și a revenit pentru a locui definitiv aici. Este ghid turistic și ne este oaspete la cină, Iulicari Saracen Romero. Sper că am pronunțat cum trebuie, cum ar fi un S din partea. Bine. Sună bine? Da. Să-i spunem simplu Iuli în această seară, așa, pentru că am văzut că așa sună îi spun prietenii. Ce-i gătim lui Iuli în această seară? Mâncare bună, îți dai seama, ca de obicei, și extrem de simplu, poate chiar mai simplu decât în alte seri, dar o să zic eu imediat către toată lumea că nu vreau să îți fac ție capul mare cu ce gătesc și după aia ce mai zic la stimatul telespectator. Bine, atunci uite, îți spun o altă întrebare. Ai fost în Cuba? Nu. Nici eu. Uite, ne împrietenim cu Iuli și poate la un moment dat ne va fi ghid acolo, în țara ei natală. Merge. Acum rețeta. Cuba, Cuba. Rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, rețeta din seara asta foarte simplă, mâncarea care rezultă de aici, delicioasă, puțin dulce, puțin iute, foarte savuroasă și destul de light, așa, dacă stau și mă uit pe spatele cutiei cu coaste de la Mythic Barbecue, de la Dihădean, cum ar veni de la mine, scrie că sunt 174 de calorii pe 100 de grame, ceea ce nu este chiar atât de mult până la urmă. Lângă ele punem ceva verde, pak choi, și un sos făcut din pătrunjel, ceapă verde, usturoi, niște ardei iute, foarte puțin ulei de măsline, sare, piper, zeamă de lime. Asta o să acompanieze mâncarea noastră din seara asta. În ceea ce privește coastele, sunt coastele pe care le puteți găsi și în Kaufland, adică întrebați de ele acolo dacă nu le vedeți din prima. Sunt coaste coapte la temperatură joasă, un pic afumate, condimentate omenește, practic produsele cu care ne mândrim noi. Hai să dăm drumul la treabă! Iulicari Saracen Romero este cu noi la cină. Bine ai venit! Muchas gracias! Am pronunțat cum trebuie? Iulicari, dar este foarte bine și Iulicari. Bine, Iuli. Am auzit că prietenii Iuli, spun Iuli, da, așa că pentru noi este, în această seară ești Iuli. Este mult mai ușor. Iuli, cum se spune noroc în limba ta? Se spune salut, dar nu doar se spune salut. Se face și un mic ritual. Te rog, învață-ne. Și după aceea o să vă explic despre ce este vorba. Trebuie doar să repetați după mine, da? Ok. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Și ochim al centro. Da. Și acum, partea distractivă, face mucho movimiento. Mucho movimiento, eso, și adentro. Adentro. Faceți așa de fiecare dată când dați noroc? Nu de fiecare dată. Păi îți dai seama ce mult durează să înveți în Cuba. Nu de fiecare dată, se explic imediat. Noi în Cuba, mediul de transport în comun nu este prezent tot timpul și atunci trebuie să ne identificăm prietenii care au băut un pic mai mult. Și atunci, la un moment dat, cineva face arriba. Și toți trebuie să demonstrăm că nu am băut suficient. Și atunci când se face abajo, este până jos. Ultimul care se ridică înseamnă că ăla n-are voie să conducă. Că-i dăm apă. Exact. Un pic mai multă apă în băutură. Sau rom. Sau mai puțin rom, nu. Și mucho movimiento, trebuie să ne învârtim. Și dacă nu te-am prins când te-ai ridicat, când te învârți, când cu siguranță ne dăm seama dacă ai băut mult. Cum spun eu, de fiecare dată învățăm câte ceva în această emisiune, da. Și nu poate decât să ne bucure acest lucru. Te rog, ia loc. Muchas gracias. Iuli, nu putem să începem dialogul în această emisiune altfel decât vorbind despre mâncare. Îți place mâncarea românească? Ce din bucătăria tradițional românească îți place să mănânci?
Am mai primit această întrebare. Da, nu-s deloc Și răspunsul la această întrebare este acum 20 de kilograme când am ajuns în România. Pentru că îmi place foarte mult mâncarea. Mâncarea din țara mea este tot pe bază de porc și aici am găsit preparate diferite pe care le ador. Dar mâncarea mea preferată atunci când mă întorc dintr-o călătorie este mămăligă cu cârnați, cu ochiuri și cu brânză de burduf. Unde te-ai născut, de fapt? Eu m-am născut în Havana, Cuba. Frați, surori? Da, familia mea este mare. Am două sore și doi frați. Deci sunteți în total 5? Suntem în total 5, nu din aceeași mama sau tată, dar în Cuba este tradiția să creștem copii împreună, indiferent dacă sunt din aceeași mama sau tata. Și atunci de orice sărbătoare trebuie să fim toți împreună și în weekendurile, dacă se poate, suntem toți împreună. Și am crescut cu frații mei, chiar dacă într-o petrecere, nu știu cum au făcut părinții mei sau cum fac de obicei, dar în orice petrecere erau toți și părinții fraților mei și așa mai departe. O mare familie. Da. Făceai năzbâtii cu frații tăi? Știi cuvântul? Da, știu. Oh, ok. Ce făceai? Cu sora mea, pentru că cu ea am trăit cel mai mult, sora din partea tatălui meu, cu ea am mers și în Rusia și am venit și în România. În Rusia, ceea ce făceam era să umplem garajul sau în interiorul mașinilor, să le umplem cu zapadă, că ne părea foarte haios, până nu a fost atât de haios pentru părinții mei și n-au pedepsit. De ce? Hai să intrăm și în partea foarte serioasă a lucrurilor. Eu am spus în debutul acestei emisiuni că ești copil de diplomat. La ce vârstă ai ajuns în Rusia? La 5 ani. 5 ani aveai? Da, aveam. Cum te-ai obișnuit acolo? Frig? Eram foarte entuziasmată să văd zăpadă, pentru că am ajuns și în toiul iernii și ne-a prins temperatura minus 35 de grade și mi se părea foarte amuzant faptul că totul era înghețat și nu mai văzusem așa ceva decât la frigider la mine în congelator și nu vedeam pe stradă așa ceva și chiar nu sunt friguroasă în momentul de față, pentru că m-am adaptat când eram foarte mică, atunci cred că mi se pare un lucru normal, firesc să-mi fie un pic de racoare. Ce amintiri ai din Rusia? Nu cele mai bune, din păcate. De ce? Pentru că a fost foarte prezent rasismul în Rusia. Profesoara mea întotdeauna încerca să mă facă să mă simt prost, dar nu era doar cu mine. Toți copiii care eram negri din ambasada Cubei eram supuși să facem curat în fiecare zi. Era o regulă în școală să facă curat câte un cuplu de copii în fiecare zi. Eu făceam doar eu curat la mine în clasă și sora mea. Și singura regulă era, nu trebuia să spun părinților mei. Într-o zi foarte obosită i-am spus că am făcut curat nenumărate ori și că nu mai vreau să merg la școală. Și a ieșit un scandal foarte mare între ambasada și școala respectivă și profesoara a dovedit, nu știu cum, că eu nu știu bine limba rusă. Însă eu am învățat să scriu prima dată în limba rusă, am învățat să vorbesc mai bine, mai cursiv în limba rusă decât în spaniolă. Și așa am repetat clasa a treia și a trebuit să termin clasa a treia, să fac probele din clasa a patra ca să trec din clasa a treia în clasa a cincea când am fost în Cuba. Câte limbi știi? Engleză, franceză, spaniolă și română. Și rusă un pic. Și rusă un pic, dar cred că tot ce mi s-a întâmplat m-a făcut să nu mai îmi doresc să vorbesc limba rusă. Însă am fost de curând în Uzbekistan și dintr-o dată am început să înțeleg ce spunea lumea lângă mine. Am putut să comunic cu ei și nu îmi dădeam seama că încă mai am un pic din limba rusă. Ai fost victima discriminării și în România? Nu. Nu, a fost total diferit. Nu-mi doream să ajung în România pentru că mi s-a părut că era foarte aproape de Rusia și am considerat că tot ce are legătură cu Rusia sau apropierea Rusiei o să fie la fel și am fost primiți cum nu m-am imaginat, de la colegii de la liceu până în stradă. Singurul moment pe care l-am avut a fost recent, într-un magazin, în care o persoană mi-a spus să mă întorc în Congo dintr-o dată și toți cei care erau în magazinul respectiv au sărit, m-au apărat, au făcut pe persoana respectivă să se simtă foarte prost și chiar n-am trebuit să fac nimic. Doar eu am zis foarte bine că sunt în România și, în general, percepția străinilor care vin în România este că sunteți o țară foarte primitoare.
Suntem ospitalieri și ne place să fim gazde pentru oameni frumoși care vin din altă țară să locuiască și să trăiască aici în România. Cum e Cuba? Câți kilometri sunt de aici până în Cuba? Nu știu exact câți kilometri. Sunt mii, dar sunt aproximativ 20 de ore de zbor, cam așa, cu tot cu escală. Dar Cuba este o țară foarte, foarte plăcută, în sensul în care găsești bucuria în micile lucruri sau micile plăceri și uiți oarecum de faptul că trebuie să faci lucrurile acum și că trebuie să te bucuri acum. Asta este oarecum motoul nostru, că orice moment este perfect pentru a ne bucura de faptul că suntem în viață. Asta e cel mai important lucru. Tu ești așa veselă mereu? Încerc. Uneori mă surprind că încerc să văd paharul mai mult decât plin de obicei și așa m-am născut. De exemplu, așa am fost și crescută. Bunica mea, când veneam de la școală și spuneam că am o problemă, mă întreba, cine a murit? Și eu, n-a murit nimeni. Atunci ai o situație. Dacă moare cineva și este o situație pe care nu pot să rezolv, este problema. Și părinții mei mă făceau să mă gândesc doar în partea pozitivă a lucrurilor sau situațiilor, că problema nu pot să spun. Dar cum e viața de copil, de diplomat? Practic ai plecat din țara natală când erai foarte mică în Rusia, apoi ai venit în România. Este o viață agitată și când am crescut mi-am dat seama că nu mă puteam compara cu colegii mei de facultate când se întâlneau cu prietenii lor din copilărie. Eu am avut o viață prin diferite etape. Am fost doar în Rusia și în România, dar am făcut prieteni înainte să plec din grădiniță sau înainte de școală, mai aveam o mică zonă unde eram lăsată de către părinții mei. Am făcut prieteni în Rusia, am făcut prieteni între Rusia și România, am făcut prieteni în România, am plecat din România. N-am o persoană să fie cu mine de când eram mică până. Cred că asta m-a afectat. Sora ta. Sora mea l-am întâlnit-o doar în Rusia și în România. Da, ea este persoana care a fost cu mine cel mai apropiat până momentul de față. Uite ce se întâmplă la cină. Am vorbit despre mâncare. Vezi, dacă ai fost cu minte. Am fost cu minte. Muchas gracias. Mulțumim, Adi. Cu plăcere. Coastă de porc, coaptă la temperatură joasă, puțin afumată, varză pak choi și o salsa verde un pic picantă. Nu foarte, puțin, așa, puțin. Poftă bună! Mulțumim! Te rog, Iuli! Hrănite bine, putem să vorbim serios despre România, nu? Când ai auzit prima dată despre țara noastră? Când am fost anunțată de părinții noștri că vom merge în România și, sincer, am crezut că era în Italia, undeva în o zonă din Italia, dar după ce mi-a explicat, mereu când am plecat în Rusia, ne-a explicat foarte frumos ce înseamnă să plec cu o misiune diplomatică și atunci când am plecat în România a făcut o mică prezentare despre țară, despre ce a aflat și el, despre tot ce trebuie să facă și ne-a plăcut foarte mult informație, doar că eu imediat după ce am primit informația că am plecat în România, m-am dus pe biroul lui, era un glob pământesc și am vrut să văd unde este. Și când am văzut că era foarte aproape de acea țară, am spus că rămân cu bunica și că o să-mi fie doar de ei, dar ei pot să plece fără mine. Deci e grea viața de copil, de diplomat, ca să răspundem cumva și la o întrebare de un pic mai devreme. Este, acum că o văd mai târziu, este grea pentru că trebuie, ai o despărțire, este grea în orice moment al vieții, dar mai multe despărțiri de la prieteni, de la locul în care ești obișnuită, este foarte greu, dar oarecum te obișnuiești să nu te atașezi foarte mult la lucruri în general, ceea ce nu este bine pe termen lung și atunci mi este foarte greu să mă atașez de o persoană sau de un loc pentru că am trăit cu senzația că și cu cunoștință de fapt că lucrul acela se va termina la un moment dat. Și cu teamă. Și cu teamă, exact, că poate mă atașez foarte mult și o să fie foarte trist atunci când trebuie să plec, pentru că așa era, trebuie să plecăm. Cât ai stat prima dată în România? Ai ajuns la... Am ajuns în 2001 și am plecat în 2006.
timp în care ai și făcut liceul Cervantes aici, nu? Te-ai dus într-un liceu unde se vorbea limba spaniolă, dar vorbești foarte bine limba română. Cum se face? Cât de greu este pentru un cubanez să vorbească limba română? Nu cred că este foarte greu pentru persoana care are ca și bază limba latină în general. Limba spaniolă seamănă foarte mult și ceea ce seamănă și mai mult este gramatica. Mie îmi place foarte mult gramatica și atunci am încercat să aplic regulile din limba spaniolă cu regulile din limba română. Profesorii de la Liceul Cervantes m-au ajutat foarte mult, dar și mai mult m-au ajutat colegii. Aveam o colegă care este și prietena cea mai bună, care de când am ajuns a avut misiunea să mă învețe să vorbesc perfect. Mai faci și greșeli care stârnesc râsul turiștilor? Bineînțeles! Ce spui greșit? Eram în Indonezia și trebuia să mergem la un atelier de păpuși. Dar doamnele au înțeles că era de fapt încălțăminte și de fapt erau păpuci. A, pentru că tu ai zis un atelier de papuci. Da, de papuci. Și doamnele erau foarte entuziasmate. Eu nu înțelegeam de ce sunt... fericirea femeilor, da, nu? Nu înțelegeam de ce doamnele erau... Și când ajungem la atelier și erau niște papuci. Adică pentru mine nu erau interesate și când am ajuns acolo și au dat seama că nu erau de fapt papuci și au râs tot circuitul despre acest lucru. Bun, deci ai venit în România, ai rămas o vreme aici, apoi te-ai întors în Cuba, nu? Atunci când misiunea tatălui tău s-a terminat. De ce ai revenit sau ce ai făcut în toată perioada asta în care ai plecat din România, te-ai întors în România? Am plecat 10 ani și după 10 ani m-am reîntors. N-ai putut sta departe de țara noastră, așa ai? N-am putut. Ideea mea era să mă întorc cândva și credeam că să mă întorc la bătrânețe. Asta era intenția. Serios? Mea. Da. Ți-ai dorit asta? Da. Au fost cei mai frumoși 5 ani din viața noastră. Și tatăl meu spunea același lucru mereu când vorbeam acasă, când ne-am întors în Cuba. Și prietenilor noștri mereu îi spuneam, mergeți în România, este foarte frumos. Ne-a plăcut foarte mult experiență. Ce frumos că tu ai fost cumva un fel de ambasador al țării noastre în țara ta. Exact, și o să spun și ce am făcut. Am început facultatea de limbi străine, am terminat cu profil de limba engleză și a doua limbă franceză și am început să lucrez. Prima dată, pentru 3 luni, am lucrat la minister împreună cu tatăl meu, am fost traducătoare oficială și pentru că nu exista traducător de limba română, am fost pregătită în acest sens. Și datorită situației economice, care nu era suficient salariul din acel loc de muncă, am decis să încerc să văd cum este să fiu și ghid local în Cuba. Și practic tu primeai turiștii care veneau din România acolo în Cuba. Erau surprinși în momentul în care coborau din avion și tu îi întâmpinai că le vorbeai în limba română? Nu vorbeam cu ei când coborau din avion. Îi făceam o mică surpriză, mai ales când veneau grupuri, vorbeam cu ei în limba engleză. Vreau să văd reacția și întâmplător mai și comentau în spatele meu, considerând, ce spuneau? Considerând că eu nu știu. Sper că spuneau din astea, ce păr frumos are fata da, asta, ce erau bărbații cei care comentau mai mult. Și tu stăteai, trăgeai cu urechea, exact, te distrai în sinea ta, las că vă arăt eu vouă. Nu spuneam nimic și când ajungeam în autobuz îi spuneam, and now you're gonna have a surprise. Și spuneam, bine ați venit la Republica Cubei, este o mare plăcere să vă avem aici. Și vedeam cum domnii se scurgeau prin scaune așa și spuneam, nu pot să cred. Și cereau scuze după aceea. Unii erau foarte drăguți, alții făceau comentarii deplasate, dar am înțeles că ei nu considerau că eu înțelegeam tot ce spuneau în momentul respectiv. Dar a fost o primire foarte frumoasă. Aplaudau, se bucurau. Unii nu-i venea să creadă faptul că ghida locală în Cuba știe română. Și această vorbă a ajuns la agenția la care lucrez acum și ei în continuare spuneau că există o ghidă în Cuba. Și a venit o propunere să vin în România să lucrez sau să colaborez cu ei pentru o perioadă de un an și să plec cu grupurile în Cuba și să mă întorc înapoi, astfel încât să aibă experiența pe total. Și de la acea propunere au trecut deja 8 ani și... De 8 ani ești stabilită în România, da? Deci da. 8 și cu 5, de 13 ani trăiești în țara noastră și te simți foarte bine aici. Foarte, așa. Foarte bine. Cum ești ca lider tour? E ceva în excursiile tale ce nu poți rezolva? Rezolv tot? Rezolv tot. Rezolv tot pentru că sunt anumite momente în care am rezolvat
ce mi se cuvine mie sau ce este de rezolvat din partea mea și restul ce nu este de rezolvat, prin experiență mi-am dat seama că sunt lucruri pe care eu nu pot să le rezolv și trebuie să le rezolve altcineva. Dar partea mea, acolo încerc să fie cât mai bine făcută. Sunt anumite lucruri care nu le putem rezolva, dar soluția nu este ceea care și-o doresc turiștii, dar este ceea pe care o avem în momentul de față. Cel mai important este să fim în viață, să ne bucurăm de moment. Și atunci încerc, am o misiune. Mereu când mă duc cu grupurile mele și primul lucru care îi spun turiștilor este să-mi lase grijile mie la otopeni și când ne întoarcem înapoi, eu îi le dau înapoi. În vacanță, misiunea mea este să se bucure de vacanță. Ce faci într-o situație limită cu 20-25 de turiști furioși? Tot așa cu zâmbetul pe buze rezolvi? Da, nu cu zâmbetul pe buze, dar sunt foarte sinceră. În momentul de față, situația este aceasta. Niciodată nu vin către turiști dacă nu am o soluție sau dacă nu am încercat să găsesc soluția pe care eu și o doresc și dacă nu pot, vin cu rezultatul la situație în general. Nu-mi place să expun o situație fără să fi rezolvat în spate câte ceva. Bunica mea spunea că dacă ai o problemă și ai o soluție, nu ai de ce să-ți faci griji și dacă ai o problemă și nu ai o soluție, nu ai de ce să faci griji. Până la urmă, noi ne îngrijorăm mai mult decât trebuie în mai multe situații. Tu spui că le iei turiștilor la otopeni grijile și le dai înapoi la întoarcerea din vacanță. Ce le ceri în schimb oamenilor? Nu știu, seriozitate, punctualitate? Primul lucru, le cer să se bucure de vacanță. Asta e cel mai important lucru. Și le cer să fie punctual. De restul, pot să mă ocup eu și le cer atunci când au o situație. Nu devine o problemă până nu mi-au spus mie și dacă nu am putut să rezolv eu, atunci este o problemă. Iuli, ce înseamnă timpul pentru tine? Pentru mine înseamnă momentele în care ne bucuram de anumite evenimente. Nu sunt presată timpul în general. Ghidul din Namibia, cu care am interacționat cel mai mult, am mers de cel mai multe ori în Namibia, când am avut turiști, era un turist, un domn, avea foarte multe afaceri și era foarte stresat la ce oră ajunge la următorul obiectiv. Dar noi suntem în vacanță, nu? Și ghidul nu i-a răspuns la ce oră ajunge sau cât timp este până la următorul obiectiv. I-a spus, ceasul a fost inventat în Europa. Timpul a fost inventat în Africa. Voi aveți ceasul? Noi avem timpul. Ce frumos! Ce frumos. Unde îi duci pe turiști? Care sunt țările în care tu poți însoți români într-o călătorie de vară sau de iarnă sau de primăvară sau de toamnă, nu? Nu, orice continent. În momentul de față, înainte eram doar pe America Latină pentru că era ușor pentru mine, spaniolă, să traduc din română în spaniolă, dar acum merg și în Africa și în Asia. În America, în general, oriunde își doresc să ajungă într-o destinație exotică. Încă nu am grupuri în Europa. În momentul de față, nici natura agenției nu este axată pe Europa, în general. Dar oriunde își doresc să ajungă în destinații exotice, acolo suntem noi. Uite, pentru mine destinația exotică este și Cuba. Ce nu trebuie ratat în țara ta natală? Nu trebuie ratat o experiență împreună cu localnici. În orice situație o puteți întâlni. Pe stradă oamenii încearcă să ne abordeze. Faptul că suntem turiști este un lucru oarecum exotic pentru un local. Și atunci vin și te întreabă de unde ești, de unde ai venit, de ce îți place Cuba și dacă persoana este plăcută sau dacă se îmbină și de mai multe ori se întâmplă acest lucru, sunteți invitați la un localnic acasă și nu ratați această experiență. De a merge la... Da, să mergem la o familie acasă. La o familie acasă, da. Bine, eu vreau să vin în Cuba, pot să vin la tine acasă? Te rog, asta încerc să fac mereu. Aduc turiștii atunci când programul îmi permite. La evenimente cele mai importante din familia mea au fost turiștii din România prezenți. La nunta surorii mele, la petrecerea de 15 ani a nepoatei mele când s-a nimerit fix în perioada respectivă. Altceva ce nu trebuie ratat, o plimbare cu mașina de epocă, o degustare de rom și de trabuc. Pentru că se învață foarte mult, este o artă totală aparte. Și pe care tu când ai învățat-o? De la... Ai grijă ce spui, suntem la televizor. E
eram de la 11 ani, pentru că sunt la televizor, dar bunicul meu îmi spunea să-i aprind trabucul, pentru că oricum eu să fumez și dacă tot trebuie să-l aprind, și tot doar m-a învățat să fac acest lucru și spunea cum trebuie să fac. Așa am învățat la noi acasă și abia așteptam momentul în care să-l ajut, doar pentru a-l ajuta. Cu dansul cum stai? Pentru că, un pic mai devreme, nu mi-ai ascuns faptul că ai dansat pentru o trupă aici în România, da, nu? Da, cu dansul, dacă nu știi să dansezi ca un cubanez, nu ai foarte multe șanse. Pentru că face parte din cultura noastră, de exemplu, dacă un băiat nu știe să danseze și este într-un club cu prietena lui, prietena va fi cerută la dans de alți bărbați și în timpul dansului lumea poate discuta, poate îți place o mișcare anume sau forma în care te-a cerut să dansezi și atunci pierzi anumite momente. Am dansat, da, în România și predau la o școală de salsa aici în București. Salsa si trabajo no. Salsa si trabajo no. Este foarte important să țineți minte acest lucru. Încă o dată. Salsa si trabajo no. De reținut din această emisiune. Da. Predai și vin românii să învețe? Da, da. Predau împreună cu alt cubanez. Eu în această perioadă sunt foarte, foarte mult plecată, dar oricând am ocazie să mă duc, să fiu și eu acolo prezentă, merg, mai ales pentru fetele care arătam lady style și mai mult din partea culturii cubaneze. Există diferite tipuri de salsa. Salsa cubană este cea pe care o predam noi și sunt foarte mulți români care sunt la școala noastră de foarte mult timp și deja au învățat să se bucure de dans. Și este pasul principal pentru a dansa salsa, este să sâmbești. Restul vine singur. Aproape am învățat. Gata, deci știi salsa. Poate am să vin și la cursurile tale. Te rog. Sunt foarte încântată că ești aici cu noi la cină și am multe, multe curiozități. Uite, Iuli, tu ne înveți salsa. Da. Ai învățat și hora românească? Nu am fost la un curs, dar mie îmi place să dansez. Eu când mă duc la nunț, nu mă găsiți la masă. Eu sunt mereu pe ringul de dans și dansez. Îmi place foarte mult. Da? Da. Cu cine dansezi? Cu oamenii care sunt la hor. Sora ta s-a îndrăgostit în România? Nu, a plecat în Statele Unite cu mama ei. Cum stai cu dragostea? Foarte bine. Venim la nunta ta? Da. Ești un pic încurcată să trecem mai departe. Dar n-am să ratez să întreb asta. Român? Român. Din Galați. Mereu îmi place să menționez de unde este. Iată ce te ține, da, bine ancorată în realitatea de aici din România. Exact. El a fost și motivul pentru care nu am plecat înapoi în Cuba. A fost o perioadă foarte dificilă cu tatăl meu și dorința mea era să plec. Și când am luat decizia, l-am cunoscut exact în perioada respectivă. Și oarecum n-am făcut pasul respectiv și am rămas în România. Ce te-a învățat omul din Galați? Să fiu mai punctuală. Cum e? Voi aveți ceasul? Nu avem timp. Noi avem, exact. Dar foarte... M-a învățat foarte mult, mi-a arătat căldura unei familii românești, mama lui... M-a primit ca și cum ar fi încă o parte, o persoană din familie și inclusiv când a venit mama mea în vizită, pentru că ea știe că eu nu-mi doresc să fac mai multe griji de faptul că a venit mama, nu mi-a spus nimic. Și ne-a făcut un traseu turistic în România, într-o mare parte din România și chiar s-au înțeles foarte bine ele. Am învățat din tradițiile din România de Paște, de exemplu. Eram noi acasă, am fost la biserică și ne-am întors înapoi, m-am schimbat în pijamale și m-am dus în cul. Toată lumea m-a chemat Iuli și eu te așteptam la masă și eram câte ceasă, uitam la masă și atunci am început să mâncam. Nu știam aceste lucruri, m-am învățat să fac mamaligă și este și preparatul meu preferat. De la ea am învățat să fac mamaligă, am mâncat cea mai bună pască de la ea. Am gustat-o și asta m-am învățat, să înțeleg foarte bine tradițiile românești. Dar ce-ți lipsește de acasă, din Cuba, când ești aici?
Îmi lipsește căldură nu doar a vremii, și a oamenilor care merg pe stradă și care merg oarecum și preocupat de ceea ce trebuie să facă, dar când te întâlnesc la o stație de autobuz îți spun bună ziua, sau când ieși din bloc îți spun bună ziua. Asta uneori, știu că este pentru că suntem foarte stresați pe partea de muncă, trebuie să ajungem la birou, dar uneori când sunt în metrou, este un moment în care mă uit la oamenii care sunt în metrou și văd foarte mulți la telefon, foarte mulți se gândesc la tot ce au de făcut și foarte puțin simbesc sau au un chip mai prezent. Tu ești mereu zâmbitoare. Ai venit aici în casa noastră de jumătate de oră, 40 de minute, da. Și ai fost toată un zâmbet. Ești foarte optimistă, ești pozitivă. Ce te scoate din sărite? Te enervezi vreodată? Da, mă enervez. Cu prietenul meu. El mă scoate din sărite. Da, când eu sunt foarte strictă cu mine, când lucrurile nu mi ies bine, eu în interior nu simbesc, dar încerc să nu mă las și prin exterior simbesc, dar de fapt nu. Și poate când oarecum lucrurile nu ies așa cum îmi doresc eu mai multe ori, dar nu mă enervez, nu știu exact când să mă enervez. Am avut multe momente în viața mea, poate dacă mă întrebai acum 5 ani, mă enervam de la anumite lucruri și o sunam pe mama foarte supărată și îmi spunea, ai o problemă adevărată sau doar îmi povestești tu? Sau vrei să te plângi. Da, vrei să te plângi. Da. Dar după ce s-a întâmplat cu tatăl meu, acum recent și bunica și mătușa mea și mai multe lucruri, de fapt n-am probleme. Soluția este acolo, dar poate nu vreau să văd și încerc să mă păstrez cât mai pozitivă, mai ales după ce călătoresc cu foarte multe persoane, în general preocupările lor sau oarecum supărările lor ajung la persoana care este în constant, în permanență cu ei. Și nu știu dacă este bine sau nu, dar am un mic perete, iar atunci când vin acele supărări, ele se opresc și încerc să... Nu. Nu este despre mine, nu pot să influențez, nu pot să le modific, atunci înseamnă că nu trebuie să ajungă la mine. Când ești cu turiștii și ajungi la tine acasă în Cuba, treci pe la familia ta? Da, trec. Eu, a merge în Cuba cu turiștii este cel mai dificil grup pe care îl am, pentru că ei știu că eu sunt din Cuba, au așteptări, eu îmi doresc să iasă totul foarte bine și Cuba este o țară relaxată. De la banda rulantă de la aeroport care merge când vrea ea și când nu vrea, nu merge și vin oamenii și aruncă bagajele așa, pur și simplu, de la șoferul nostru care spune, ei spun, la 9 plecam. Dar dacă n-a primit aprobarea de la parcare, dacă nu are hârtia X, ajunge la 9:30. Și atunci trebuie să îi spun turiștilor, autobuzul va întârzia, în acest moment o să bem un mojito și o să așteptăm. Și se rezolvă problema. Se rezolvă totul. Avem și o regulă, de obicei la ora 10 este ora vitaminei. Adică romul se numește vitamină în Cuba, vitamina R și berea se numește vitamina C de la cerveza. E foarte important. Să știi că am învățat și eu ceva de la soțul meu, știu ceva în spaniolă, da. Una cerveza mas, pentru că o repetă obsesiv acasă la o petrecere cu prietenii. Muy bien, muy bien, muy bien. Și ce mai supără? Nu știu, mă gândesc la lucrurile care m-au supărat, poate să greșesc. Am încercat să iau permisul de condus și am picat în sală pentru că m-am dus cu un optimist exagerat, pentru că am citit, am făcut toate testele online, mi-a ieșit extraordinar de bine, chiar dacă știam că sunt anumite subiecte pe care nu le domineam foarte bine, dar logica, Iulie, logica o aplici și o să iasă bine. Nu a ieșit. Și m-am supărat la un moment dat acolo, am sunat-o pe cea mai bună prietena mea din Cuba și mi-a spus, și? Nu e sigură persoana care a aplicat prima dată, așa că vorbești, hai, nu mai vreau să ascult acest subiect și mi-am dat seama că... Și ai luat până la urmă permisul? Acum mă duc din nou, dar când mă pregătesc, încă nu, încă sunt în pregătire. Ești pregătită să conduci în România? Da, sunt pregătită. Profesorul meu mi-a spus că există, avem nevoie de oameni relaxați ca tine. Eram în orele de condus și...
era un domn în spatele, nu știu, care claxona excesiv. Eu mergeam regulamentar, nu pot să trec de 40 de km la oră și mergeam pe un drum care nu putea. Și claxona, când a trecut pe lângă mine, claxona și când s-a dus în fața mea, tot claxona și spun, are un claxon foarte bun, se aude bine. Dar tu ți-ai văzut acolo de covrigul pe care îl țineai. Eu eram foarte, foarte relaxată. Și profesorul, la un moment dat, când eram în rond, el și-a dat seama că m-am stresat atunci. Și el începe, putea să-mi dea direcții, adică să spună stânga, dreapta. Și și-a dat seama că prima dată când a făcut așa, nu prea am înțeles, pentru că și felul în care vorbea cu mine m-a stresat. Și atunci, a doua oară, spunea, și acum o să luăm rondul, este ca o piruetă la salsă și facem așa. A, și abia atunci ai înțeles cum funcționează. Abia atunci am înțeles că nu e stânga dreapta acum. Păstrezi vreodată legătura cu turiștii pe care îi plimbi prin lume? Se leagă prietenii durabile? Da. Da? Da, îi revezi? Da, îi revăd. Sunt deja prietenii mei, o mare parte din ei și avem și un grup pe care cine dorește rămâne, cine nu dorește poate să iasă din grup, dar de fiecare dată rămâne grupul respectiv. Ne întâlnim. Ultimul grup care am fost în Cuba a fost fascinat de felul de a fi a unui cubanez și există un restaurant în România, un restaurant cubanez și când există un eveniment legat de muzica cubaneză, ne scrie și ne întâlnim în momentul acela și se numește grupul acum Dor de Cuba. Este oarecum... Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în doar câteva momente. Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland, continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne-am întors, suntem La Cină în această seară cu... Iuli Sarasent, nu mai zic tot numele pentru că mă împiedic la pronunție de fiecare dar dată. Dar este bine primită și orice... Iuli Cari nu este un nume obișnuit nici în Cuba. Da? Nici măcar în Cuba. Este o combinație între numele tatălui meu care se numește Julio și Caridad, care este Fecioara Maria în Cuba, se numește Virgen de la Caridad. Dacă ești născută în septembrie, o fată din Cuba se va numi Elena de la Caridad, Maria de la Caridad și... Iuli Caridad era foarte lung și atunci Iuli Cari au inventat și în Cuba este un nume complicat, așa că este bine. Care este cea mai frumoasă țară din lume? Să te văd acum. Namibia. Mă așteptam să oscilez, să spui Cuba, România, Cuba, România. În momentul de față sunt obsedată, pot să spun așa, de experiența Namibiei. Cuba este țara mea, o ador, o iubesc, dar țara mea preferată în momentul de față este Namibia. Ce e România pentru tine? Este a doua casă. Ce sunt banii pentru tine, Iulie? Nimic. Avem nevoie de ei, să călătorim, avem nevoie de bani. Sunt acolo, ne ajută să îndeplinim anumite dorințe, dar pentru mine sănătate este mult mai importantă decât bani. Poți să avem toți banii din lume, dar dacă nu avem sănătate, nu avem nimic. Spune-mi, te rog, ce înseamnă o sumă decentă pentru o vacanță de vis? Că tot am vorbit un pic mai devreme despre bani. Ți-am dat greu la cine. O sumă decentă pentru o vacanță de vis. Poți să, de exemplu, ce înseamnă o vacanță de vis pentru mine? Pentru mine vacanța de vis înseamnă să fiu alături de oamenii care mă fac să mă simt bine sau care îi iubesc. Și vacanța de vis poate să fie și chiar la parcul unde de lângă noi, dacă suntem, de exemplu, toată familia mea împreună. Dar dacă vreau să mă duc cu cineva într-o vacanță de vis, eu nu pun atât de mult accent pe bani, așa că nu știu, 2000 de euro. Să zicem. Să zicem, o sumă. Ca să fie și un răspuns, să nu rămână întrebarea așa în aer. 2500. 2000-2500 de euro pentru o vacanță de vis. Vorbeai un pic mai devreme despre familia ta și despre faptul că o vacanță poate fi perfectă dacă ai oamenii dragi alături. Cât de des îți revezi familia în, sau să întreb cât de rar, nu? Foarte rar. Foarte rar. Din acest motiv, vacanța mea de vis, pentru că m-ai întrebat, anul acesta consiste în a aduce familia mea în România. Vreau să-i aduc pe toți.
să sărbătorim împreună, să stăm împreună și atunci vreau să vină de Crăciun în România, să stea cu mine. Și asta îmi doresc. Și o să renunț la a pleca într-o vacanță pentru că vreau să vină ei. Și asta va fi momentul cel mai important din acest an și mi-am dat seama că pot să merg cu prietenul meu sau să merg eu în Cuba, nu-i văd pe toți, să vină ei să merg undeva, dar nu mă simt împlinită. Vreau să fie, să fim toți împreună și este un lucru atât de rar, de aproximativ 5 ani, nu văd frații mei care stau în state și nu sunt cu ei împreună. Și asta este vacanța de vis. Să ne plimbăm prin România, o să merg cu ei. Ce le arăți? O să mergem, bineînțeles, că nepoțica mea vrea să meargă la Dracula și eu... La Castelul Bran, nu? Încerc să-i spun că este mai mult decât eu, Dracula, ea doar știe despre asta. Eu să mergem la Castelul Bran, dar vreau să mergem și în zona de munte, vreau să mergem și la plajă în România, pentru că trebuie să vadă și zona aceasta. Vreau să ne bucurăm de un târg de Crăciun, pentru că în Cuba de obicei este un palmier și, și nu este mai mult, o să vadă ce înseamnă iarna. Să sperăm că va fi și zăpadă și vor fi la fel de surprinși cum ai fost tu copil când ai ajuns în Rusia. Ne duc după zăpadă. Nu ne scapă zăpadă. Mergeți la munte dacă nu e aici la București. Da, exact. Nu? Zăpada este un program, obiectiv zăpadă și mă duc după ea în căutarea zăpezii. Sport sau o masă copioasă cu un pahar cu vin alături? Ce preferi? Dacă îl întrebe prietenul meu care este sportiv, dacă ar fi el aici, eu sport, cum să nu, dar o masă copioasă cu vin. Ce-ți lipsește în viață? Tatăl meu îmi lipsește. Care este foarte o amintire mult. Foarte frumoasă și dragă ție cu tatăl tău? Atunci când a fost o lună, o săptămână înainte să moară, m-a lăsat o carte, sau pot să spun, el mi-a spus cartea, sunt foarte multe sfaturi și se numește, sau a pus el titlul Sfaturi pentru fiica mea când nu voi fi aici. Nu am putut să le citesc pe toate, nu am putut decât să citesc prima pagină și el a spus că pentru că știe că nu o să fie lângă mine atunci când o să fie momentele cele mai importante, când o să mă căsătoresc, când o să am un copil, când poate am anumite momente în viață, când o să îmbătrânesc, vrea să aibă șansa să-mi dea sfaturile respective. Și mi-a scris această carte. A fost cel mai frumos moment. Nu pot să citesc toată cartea acum, dar este... A spus că timpul pe care îl avea în acest moment a vrut să facă ceea ce a dorit, să fie alături de mine și dacă poate fi alături de mine doar prin aceste sfaturi scrise, asta o să fac. Când trăia, ce te-a învățat? M-a învățat să văd viață ca o carte în care în fiecare zi scriem un capitol din viața noastră. Și mereu îmi spunea că nu pot să mă duc la culcare fără să mă gândesc dacă am învățat ceva în ziua aceasta. Și dacă nu am învățat nimic, atunci să încerc să învăț ceva și să fiu mulțumită de ceea ce am. Puțin, mult, să fiu mulțumită. Și mereu când veneam supărată, poate că nu am reușit sau că nu am anumite lucruri, îmi spunea, ok, nu ai ce-ți dorești, dar ai învățat ceva astăzi ca să poți să ajungi la ceea ce-ți dorești. Și mereu punea accent pe acest lucru, să scriem cartea vieții noastre. Ce pagină scrie astăzi? Astăzi, pagina în care sunt deschisă să povestesc ceea ce m-a învățat nu numai tată și bunica mea și strabunica mea, care a trăit 102 ani și care a fost cea mai fericită persoană pe care am cunoscut-o. Deci pe străbunica o moștenești pentru că pari foarte fericită. Da, pentru că chiar când nu mai vedea foarte bine, spunea, lasă că vezi mai bine mâine. Bunica, mâine ved mai bine și mereu încerca să vadă partea pozitivă. Cred că toți împreună, și tata, și bunica, și străbunica, au fost acolo când aveam anumite situații și ne lăsau sau puneam accent în a găsi soluție și nu a ne gândi la care se problema este acolo. Nu putem să o evităm, a apărut. Situația este ceea ce ne preocupă acum, nu problemă. Este ultima întrebare. Spune-mi ce te-ar face mai fericită decât ești astăzi? Că tu ești oricum acolo sus, așa pare. Și sper că așa este.
poate ocazie să înveți familia mai des. Și cam atât. Pentru că eu, ceea ce îmi place cel mai mult este faptul că trebuie să profit de acest moment pe care suntem aici și să am, sunt sănătoasă și este lucrul care mă face fericită. Restul, să avem sănătate și restul trebuie să le căutăm noi singuri. În rest, fericirea poate veni azi, poate pleca, dar trebuie să o căutăm. Nu este un lucru care trebuie să fie permanent acolo. Sunt momente de fericire. Sunt momente și... Mie tatăl îmi spunea mereu că o criză ne face să devenim mai buni. Și așa cum poate am învățat mai multe lucruri după pandemie și mereu dacă ne uitam la o țară care a avut o criză, după ce a trecut din criza respectivă s-a dezvoltat foarte mult. Și criza este doar oportunitate sau problemele noastre sunt oportunitatea să devenim mai buni. Mulțumesc foarte mult, Iulie. Cum era? Noroc. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Y mucho movimiento. Adentro. Zici și tu noroc. Noroc, noroc. Mulțumesc încă o dată, sper să avem ocazia să ne revedem curând. Cine știe, poate acolo la clubul de salsa. Da, sau poate mânca mâncarea cubaneză. Dacă nu mă lasă mama să gătesc, îți gătesc ție, să vezi. Mulțumesc, soțul meu va fi foarte, foarte fericit. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc pentru invitație. Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați primit în casele dumneavoastră și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, ora 21, Digi24, sâmbătă seara. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!